Bun găsit, prieteni! Într-una din cele mai călduroase zile acestei veri, riscând ca toate sculele audio-video cu care lucrez să se blocheze, m-am târât până la poligonul unde am putut să testez și să filmez acest minunat scooter. Este modelul Yamaha T-Max 560, împlinind în acest an 20 de ani de când a fost prezentat pentru prima oară publicului. În 2001 a început să fie comercializat și imediat după acest moment, Kevin Ash, unul dintre cei mai importanti jurnaliști moto, ani de zile lucrând pentru Motorcycle News, a declarat că Yamaha T-Max a inventat categoria maxi-scuterelor. Și asta nu pentru că în momentul apariției T-Max era cel mai mare, cel mai puternic și cel mai rapid scooter de pe piață, ci pentru că a introdus niște elemente preluate de la motociclete, combinându-le cu avantajele scooterilor. Și a ieșit un maxi-scooter care este de fapt o motocicletă îmbrăcată în haine de scooter. Principalele componente ale șasiului definesc acest model. Este vorba de cadrul, inițial construit dintr-o țeavă de oțel, o furcă telescopică inversată de motocicletă, și cel mai important lucru, o basculă tradițională, pentru că față de 99% din scooterele existente în acest moment pe piață care folosesc motorul ca unitate oscilantă, la T-Max motorul a fost introdus în față, în cadru, și bascula de motocicletă a putut fi păstrată. În acest fel, șasiul acestui model este un șasiu de motocicletă puțin modificat. Prima generație de motor instalată pe T-Max era de 500 de centimetri cubi și la ora apariției era cel mai tare, cel mai mare, cel mai rapid, dar în foarte scurt timp concurența s-a mișcat și au apărut modele lansate de Aprilia, Piaggio, Honda Silverwing, Suzuki Burgman, motoare de 600-800 de centimetri cubi, astfel încât T-Max n-a mai fost nici cel mai mare, nici cel mai rapid, nici cel mai puternic, dar a rămas în continuare probabil cel mai căutat, cel mai solicitat model, pentru că pachetul de performanțe și dotări era foarte avantajos. În primii 20 de ani de existență s-au comercializat câteva sute de mii de unități în Europa, în care există cele mai pretențioase piețe de moto din lume. Și concurența, apariția modelelor concurente a împins producătorul japonez să modifice nu numai structura bicicletei, a șasiului, cât și a motorului. Motorul a evoluat de la 500 de centimetri cubi, a fost făcut în 2012 530 și pentru anul acesta a fost majorat la 560 de centimetri cubi. Probabil că mulți vor spune, ce mare diferență între 530 și 560? Majorezi alezajul cilindrului cu 2 mm și ai sărit la 560. Dacă ar fi atât, ar fi simplu. Dar noul motor nu este pur și simplu un motor cu cilindri majorați. S-a reproiectat vilbrochenul, care a ieșit mai ușor. S-au reproiectat supapele de admisie mai mari. S-au reproiectat axele cu came mai subțiri, mai ușoare. Au fost făcute multe modificări. Pistoanele sunt forjate, deci este un motor cu aproape toate componentele noi. Și modificările au mers mai departe. Radiatorul, una dintre componentele grele ale motocicletei, a fost majorat pentru o răcire mai bună. Cu toate astea, masa lui este mai mică, pentru că scurtând traseul lichidului de răcire, a fost nevoie ca radiatorul și toată instalația să folosească un volum mai mic al lichidului, astfel încât a reieșit un radiator mai mare, dar mai ușor. Performanțele pe care le reușește acest motor reproiectat sunt 46,9 cai putere la o turație de 7500 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 55,7 Nm la 5250 de rotații pe minut. Încă două elemente au contribuit foarte mult în realizarea masei finale a acestei motociclete. În primul rând a fost preluată poziția motorului de la generația anterioară, la care mutarea motorului cu niște centimetri mai în față a reușit economia peste 9 kg din masa totală a motocicletei. Și în sfârșit, toba de eșapament, care a fost realizată dintr-un material mai dur
dar mult mai subțire. Masa reușită în acest fel, masa la plin, este de 216 kg. Scuterul reușește o viteză maximă de 177 de km pe oră, cu un consum mediu declarat de producător de doar 4,8 litri la 100 de km. Toate aceste modificări au dus la un preț final de 11.690 de euro cu tot cu TVA. Acesta este prețul versiunii de bază pe care am testat-o azi. Mai există o versiune accesorizată, Tech Max, care costă cu aproape 2000 de euro mai mult. Și în continuare, acest T-Max 560 este considerat de mulți cel mai bun scooter de la categoria Maxi Scootere. Și tocmai pentru că este considerat cel mai bun, aici m-am găsit dator să-i găsesc niște lipsuri. Dacă e cel mai bun, te aștepți la perfecțiune. Perfect nu este niciun scooter, perfectă nu este nicio motocicletă. Oricât ar fi de bun, are niște minusuri. Și dacă pentru unii minusurile nu contează, pentru alții mai pretențioși contează mult. În primul rând, când ai o căciulă de bani, pentru că 11.690 de euro sunt bani mulți, te aștepți ca măcar manșoane încălzite să aibă, pentru că asta este o tehnologie elementară. Un set de manșoane încălzită costă undeva între 50 și 100 de euro în funcție de complexitatea lor. Și nu cred că este un lux, asta este mai mult decât o dotare elementară. Asta este respect pentru client, ca în noiembrie, când vrea să mai meargă cu scuterul, să-i încălzești tu lui mânușițele pentru aia 100 de euro. Ei bine, nu sunt pe versiunea standard. Pe versiunea accesorizată există manșoane încălzite, șa încălzită, conectivitate cu telefonul inteligent, poate fi localizat, dar nu asta contează, contează modelul pe care vi-l prezint acum. În afară de asta, în destul de multe locuri ale caroseriei există piese care au un luft destul de mare. Unele probabil că se explică prin faptul că această unitate este de test și pe ea se suie cine vrei și mai ales cine nu vrei. Cine nu vrei au făcut ca unele piese, cum ar fi acest capac al compartimentului de depozitare din partea dreaptă, să aibă un luft nepermis de mare. Iar șaua, în partea din față, luftul este atât de mare încât iată că reușesc să bag mâna și am reușit de câteva ori să mă agăț pantalonii în locul de un centimetru aflat între șa și caroserie. După părerea mea, asta nu este admisibil. Poate veți spune că sunt detalii. Sunt detalii, dar sunt detaliile acelui scooter despre care mulți spun că este cel mai bun. Și eu credeam că este cel mai bun și într-adevăr este cel mai performant și cel mai echipat. Dar pe asta nu pot să uit. Trecând peste minusuri, care nici nu sunt foarte multe, voi reveni la părțile bune, care fac pe toată lumea să zâmbească. Și plec chiar de la această șea, care probabil că nu se aliniază perfect în partea din față. Dar e comodă. E comodă pentru orice pilot ar folosi-o. Și nu numai pentru pilot, este tot atât de comodă și pentru pasager, pentru că are niște dimensiuni generoase, are acest spătar de care pilotul se poate folosi și este dintr-un material foarte moale și plăcut. Și asta nu e totul. Motocicleta are două moduri de livrare a puterii care pot fi schimbate chiar în mers, în orice moment, cu condiția ca accelerația să fie redusă. Cele două moduri sunt Touring și Sport. Diferențele nu sunt senzațional de mari, dar se simt. Iar în modul Sport, drăcia asta are niște plecări ca o motocicletă. Adică nimeni nu s-ar aștepta ca folosind un scooter pe șosea să țâșnești așa ca din praștie. Blocurile de lumini sunt modificate, și partea din față și cel din spate, și ambele sunt făcute să semene cu cele existente pe modelele sportive. Chiar în spate, partea mediană acestui bloc de lumini a fost studiată de japonezi și au văzut că stopul folosit cu câțiva ani în urmă s-a bucurat de mult succes și atunci l-au implementat și pe modelul folosit în acest an. Sunt detalii mici care contează foarte mult atât pentru public cât și pentru producător. O motocicletă, pentru că nu vreau să-i spun scooter, impresionantă. Dacă nu ați mers pe multe scutere, probabil că T-Max 560 vă va surprinde în mod plăcut. Este o mică bestie, perfect controlabilă, nu foarte grea și foarte performantă.
cu toate lipsurile, cu toate minusurile, mă declar în continuare un fan Yamaha și este în continuare probabil cel mai bun scooter pe care l-am testat până acum. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!